Bine ați venit! În clipul de astăzi discutăm despre punct, dreaptă, plan, semiplan, semidreaptă și segment. Punctul este o noțiune fundamentală din geometrie și ni-l putem imagina ca pe urma lăsată de un creion bine ascuțit pe foaie sau ca pe vârful unui ac. Punctul nu are dimensiune, pentru a reprezenta grafic un punct, folosim aceste două simboluri, iar punctele se notează cu litere mari ale alfabetului latin. Spre exemplu, am desenat punctul A sau punctul B sau punctul C, însă în niciun caz nu pot nota în felul acesta, pentru că trebuie să folosim litere mari ale alfabetului. Mai departe, dacă două puncte a și B coincid, atunci punctele se numesc identice și notăm A egal cu B. Am desenat punctul A, apoi, dacă voi desena încă un punct B astfel încât cele două coincid, vom spune că punctele A și B sunt puncte identice. Dacă cele două puncte A și B sunt diferite, atunci ele se numesc puncte distincte și notăm A diferit de B. Avem punctul A. Și punctul B, cele două fiind diferite, se numesc puncte distincte. Haideți să mergem acum să vedem ce este o dreaptă. Dreapta este o noțiune fundamentală din geometrie. Ne putem imagina dreapta ca pe linia orizontului sau ca pe un fir de ață bine întins, nemărginit și fără grosime. Dacă ne uităm cu atenție, observăm linia orizontului și aceasta este o dreaptă. Mai departe, putem să observăm în desenul acesta, în această imagine, o altă dreaptă. Dreptele se notează cu litere mici ale alfabetului sau folosind două puncte distincte de pe dreaptă. Am putea să spunem că avem dreapta A sau dreapta B sau, de ce nu, folosind două puncte. Haideți să desenăm o altă dreaptă și să considerăm punctele A și B pe dreaptă și atunci avem dreapta AB. Dacă avem două puncte distincte, atunci întotdeauna prin două puncte distincte trece o singură dreaptă. Ia uitați, să spunem că vom considera cele două puncte și putem desena o singură dreaptă. Haideți să încerc să fac un alt exemplu. Avem un punct A și un punct B. Dacă vom construi dreapta care trece prin punctele A și B, Observăm că este una singură, nu putem construi mai multe drepte prin două puncte distincte. însă dacă cele două puncte ar fi identice, haideți să vedem ce s-ar întâmpla. Avem punctul A și punctul B care este identic. Haideți să îl notez. Și atunci observăm că prin cele două puncte identice, putem construi o infinitate de drepte. În concluzie, prin două puncte distincte, trece întotdeauna o singură dreaptă. Planul este o noțiune fundamentală din geometrie și ni îl putem imagina ca suprafața unui lac nemărginit sau ca pe o foaie nemărginită. Planul se desenează sub forma unui paralelogram, însă nu uităm faptul că este o suprafață nemărginită. Planele se notează cu litere mici din alfabetul grecesc, alfa, beta, gamma și așa mai departe. Spre exemplu, am putea să spunem că acesta este planul alfa. Trei sau mai multe puncte situate în același plan se numesc puncte coplanare. Dacă voi considera punctele ABC în planul alfa, atunci punctele acestea sunt coplanare. Dacă în schimb voi considera un punct de în afara planului, punctele date nu mai sunt coplanare, sunt puncte necoplanare. O dreaptă împarte un plan în două porțiuni numite semiplane. Dacă ne uităm în imaginea dată, putem observa că acest pod este practic acea dreaptă care îmi împarte mie planul în două semiplane. Aceste semiplane sunt mărginite de dreapta desenată, care se numește frontieră, iar în partea opusă, aceste semiplane sunt nemărginite. Pentru a descrie un semiplan, este necesar să considerăm frontiera și un punct situat în semiplan, dar nu pe frontieră. Spre exemplu, avem dreapta A și un punct în semiplan, dar nu pe frontiera desenată. Haideți să mergem mai departe. Semidreapta este o porțiune dintr-o dreaptă mărginită în unul din sensurile de deplasare. Punctul de mărginire se numește originea semidreptei. Haideți să construim o semidreaptă. Observăm că este nemărginită la stânga și mărginită în dreapta. Haideți să notăm acest punct cu O și să considerăm un alt punct A. Și atunci avem semidreapta cu originea în O și nemărginită la stânga. Dacă vom merge să construim o altă semidreaptă. De data aceasta, observăm că originea este în partea stângă, în punctul pe care l-am notat cu M, și această semidreaptă este nemărginită la dreapta. Mergem acum să vedem ce este un segment. Segmentul este o porțiune dintr-o dreaptă mărginită în ambele capete, și atunci, dacă ne uităm la acest gard. Observăm că avem, spre exemplu, acest segment, pentru că este mărginit în ambele capete, sau acest segment. Haideți să notăm segmentul, primul segment cu AB, apoi avem un alt segment, MN. Și pentru că segmentul este o porțiune mărginită, putem să spunem faptul că segmentul are măsură. Și, în final, știați că debutul geometriei poate fi remarcat la babilonieni încă de acum 5000 de ani, civilizațiile antice indiene au de asemenea înregistrări în acest sens. China are și ea multe artefacte și înregistrări antice din geometria veche. Geometria folosită astăzi este geometria euclidiană. Euclid a adunat cele mai multe concepte matematice și a adăugat propriile sale teoreme și le-a organizat în cartea numită Elementele. Încearcă și tu să aplici ce am învățat astăzi. Desenați un punct A și patru drepte A, B, C și D care trec prin punctul A. Câte drepte care trec prin punctul A se pot desena? Ce observați? Sper că v-a fost util clipul de astăzi și vă doresc mult spor la învățat în continuare!